Ne aflăm în fața unui meci istoric, știm ce ne așteaptă. Este declarația antrenorului principal al Corvinului înainte cu o zi de semifinala Cupei României la fotbal. Meciul dintre Corvinul Hunedoara și FC Voluntari se va disputa mâine de la ora 19 pe arena Michael Klein, unde sunt așteptați din nou mii de fani și suporteri ai albaștrilor. Ne aflăm în fața unui meci istoric pentru noi, ca și indivizi, ca și jucători, ca și echipă, ca și brand, dacă vreți, ca și oraș. Știm în fața ce ne așteaptă, un meci foarte, foarte important. Aceasta este a treia semifinală din istoria clubului și ar fi pentru prima dată când echipa s-ar califica într-o finală în cazul unei victorii. Astfel, noua formula Corvinului ar putea intra în istoria clubului. Știm ce ne așteaptă mâine. Vom avea un meci greu, indiferent cu celor ce vor veni aici. Ne știm calitățile, ne cunoaștem foarte bine fiecare cu postul lui și sunt convins că mâine la ora jocului va fi un meci foarte, foarte frumos. Sunt convins că suporterii vor veni la stadion în număr cât mai mare. Avem nevoie de ei să fie alături de noi și sper ca la finalul celor 90 de minute să fim noi cei care ne bucurăm. Ei, felicit pentru tot ce au făcut până acum. Sunt multe lucruri de spus, dar nu am dorit să le expunem acum, pentru că noi suntem deja conectați la meciul pe care trebuie să-l jucăm mâine și avem foarte multe lucruri până la ora meciului, ca să fim într-o stare cât mai bună. Îi așteptăm pe toți la Hunedoara la meci, să fie un public cald, să-i încurajeze în momentele în care îi simt că poate le este greu. Este o echipă care nu se oprește niciodată, dacă ați observat, este un fenomen care eu îl admir foarte mult la ei. Ei nu se opresc niciodată, până la sfârșitul meciului dau tot ce pot din ei, să-i încurajați să fiți alături de ei, pentru că merită.